Traficul rutier pe calea Zarandului din municipiul Deva va fi restricționat în perioada 22-29 martie 2023. Măsura este luată ca urmare a realizării pasarelei pietonale prin montarea grinzilor metalice peste DN7. Traficul rutier se va desfășura conform indicatoarelor de semnalizare și a piloților de trafic montați temporar de constructor la ambele capete ale zonei cu restricții de circulație, respectiv intersecția cu Market și DN7 și intersecția DN7 cu strada Bălata, pe un singur sens de circulație. Semnalizarea rutieră se va asigura doar pe timpul zilei între orele 8 și 18. Lucrările se execută în cadrul proiectului Reabilitarea liniei de cale ferată frontieră cu Simeria, parte componentă a coridorului 4 pan-european pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 de km/h, tronsonul 3, Gura Sada, Simeria.